ajunge Malaga, orice turist român poate citi în ghid că orașul, numit cândva Malaga, în traducere locul peștelui sărat, a fost fondat de fenicienii din Tir în anul 800 înainte de Hristos. Ocupat pe rând de greci, de cartaginezi și de romani, afectat de mari migrații și colonizări, după căderea Imperiului Roman, Malaga cade sub ocupația arabă în anul 743, devenind un oraș prosper și cosmopolit până în secolul al XV-lea, când regii catolici îl iau definitiv în stăpânire. Astăzi, orașul este nu numai un punct de atracție turistică, ci și un loc unde esticii, printre care și unii dintre români, iar mai nou tunisienii, încearcă să-și găsească de lucru. Pe străzile unde mai plutește încă umbra lui Picasso, născut și școlit aici, românii care și-au luat lumea în cap, la început neajutorați și stingheri, rezervați și formali, descoperă orașul unde s-au statornicit vremelnic sau definitiv. Nu știm dacă românii se duc la coride. Spaniolii, fascinați de luptele cu tauri, își cumpără locuri din timp în Plața del Toros. Pe fondul culturii machiste, dominate de bărbăția afișată ostentativ, coridele au devenit un simbol național al înfruntării dintre om și taur. Legenda spune că un taur care l-a atacat pe un nobil ce călărea prin pădurea din Ronda a fost ucis de un om din popor. Numele eroului era Francisco Romero, personaj de poveste care a trăit până la 105 ani și a întemeiat o întreagă dinastie de toreadori, Los Romeros. Hemingway, de fiecare dată când venea în Spania la Pamplona, nu pierdea nicio coridă. În romanele sale, Fiesta și Moarte după amiază, sunt descrise luptele cu tauri, mărturie explicită a culturii spaniole. Orson Welles a ales Ronda, orașul în care s-a născut toreadorul Pablo Romero, ca reședință de bătrânețe, iar Madonna n-a ezitat să filmeze câteva clipuri în arenele de coridă din Malaga. Îndrăgostit de Marea Mediterană, Eugenio Dor, în scrisoarea deschisă adresată lui Pablo Picasso, scria: Fericit ești, Pablo, tu, a cărei operă și legendă au înflorit sub zodia mării, căci aparții familiei lui Ulise, acela care, refuzând să-și astupe urechile, își întărea legăturile ce îi fixau trupul de catarg, privind marea și bucurându-se de beția încântătoare dăruită de cântecul sirenelor. Fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. În Spania, azi poți să lucrezi, mâine poți să zic că șeful de unde lucrezi, poți să zici că nu mai are de muncă și atunci trebuie să-ți cauți în altă parte. Cere ajutorul Dumnezeu, nu poți să zic că trebuie să-l ceri, ești obligat să-l ceri. Unii dintre românii care lucrează în Malaga își dau întâlnire la capelele Fatima sau Cristo Rei, închiriate de la Biserica Catolică, unde preotul ține liturghia ortodoxă în fiecare duminică. La biserică se roagă, la biserică își redescoperă credința și pe ei înșiși, la biserică își găsesc alinarea și puterea de a o lua în fiecare zi de la capăt. În fiecare săptămână, bucuria mamii mele, după 90 de ani, era ca începând de joi să se pregătească, să se coafeze, să se pregătească sufletește să vină la biserică. Și așa s-a întâmplat că două săptămâni înainte de a muri, mama mea a fost aici când a venit mitropolitul de la Paris și care a împărtășit-o ultima oară în viața mea. Liturghia ortodoxă, ținută în limba română, îi ajută să reziste și le întărește speranța că într-o zi se vor întoarce acasă, mai bogați poate, mai puternici oricum, în stare să reziste unui sistem care i-a dezamăgit. Și totuși e diferit. Avem biserică, dar nu e ca în țară. Ce ne lipsesc mănăstirile, viața spirituală. Chiar dacă în Malaga n-au reușit să obțină slujbele pe care și le-ar fi dorit, totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-au câștigat dreptul la reușită. Înainte de liturghie stau de vorbă, își amintesc de locul din care au plecat, vorbesc despre eșecuri sau reușite. Sigur că le este dor de acasă, sigur că se simt străini, toți au pierdut ceva, li s-a luat ceva, dar măcar, pentru o vreme, au existența asigurată.
Chiar dacă nu s-au procopsit, nu se mai simt umiliți, frustrați, cu spatele la zid. Muncim și, dar ne lipsește țara noastră, ne lipsește tot. Tot ne lipsește. Dacă nu l-am avea pe părintele, să venim duminica cu drag, să ne încărcăm cu forțe, n-am putea să rezistăm. Avem familie, avem morminte în România, avem tot ce ne leagă de țara noastră. Țara noastră e țara noastră, aici câștigăm bani ca să ne ducem în România noastră, nu? Dumnezeu ne întărește. După proba de foc a spovedaniei, după împărtășanie, mulți rămân să stea de vorbă cu preotul, un om tânăr, foarte iubit în parohie. Un sfat, o vorbă bună, un semn ca o mână deschisă, iată bucuria de duminică. Am început ca toți preoții din Occident, greu, dificil, dar plăcut. Total altceva decât am învățat din cărți la școală. Ne izbim de altfel de probleme. Vedeți, oamenii pleacă de acasă mânați de anumite nevoi, de anumite idealuri, vin încoace și aici se izbesc de total alte probleme și alte nevoi. Și atunci aș putea spune că și eu mă maturizez odată cu ei. Pentru că nici eu n-am întâlnit multe din problemele care le întâlneam acasă, le întâlnesc aici. Și atunci creștem împreună și ne maturizăm împreună și învăț și eu multe de la ei. Dacă românii stabiliți deocamdată în Malaga se vor întoarce acasă sau nu, rămâne de văzut. Azi au ales să-și construiască aici un destin. Ce va fi mâine, nu se știe.